După violenta furtună de duminică, Uniunea Salvați România a cerut implementarea unui sistem național de avertizare prin SMS. Sigur că multe pagube nu pot fi oprite, dar e important să avem un sistem de avertizare a oamenilor. Pentru că, așa cum ați văzut, din nou a fost ne-a luat ca din oală astfel de evenimente meteorologice. Am înțeles că prima avertizare meteo s-a dat puțin înainte să moară un om. Formațiunea deține președinția Comisiei pentru Tehnologia Informațiilor și a chemat la discuții toți factorii implicați pentru a găsi soluția potrivită, astfel încât Sistemul Național de Alertare să devină realitate. S-ar conveni cu companiile de telefonie, s-ar concentra pe anumite arii geografice care sunt vizate de astfel de evenimente meteorologice și fiecare abonat ar primi un SMS de avertizare. Conform ultimelor informații venite din partea autorităților centrale, sistemul de alertare a populației în caz de urgență ar putea fi funcțional în cel mult o lună, iar informațiile ar putea ajunge la populație prin SMS și în cele mai îndepărtate colțuri ale țării. Costurile legate de implementarea sistemului vor fi împărțite între stat și operatorii de telefonie.